Adică lună de lună iei câte 2 milioane la control, îi spui că totul merge foarte bine și când fata se nască îi spui că e copilul mort în decembrie. Și atunci ce i s-a spus? Că e bine, copilul se dezvoltă normal, e bine, nu sunt probleme, totul este în regulă. Ieri a fost pe la 5, deci pe la ora 17 a fost la ultimul consult, i-a zis că copilul e mort de o săptămână. Și fata sângera și avea și contracții. După ce a consultat-o și a constatat că poartă un făt mort, medicul a trimis-o pe gravidă la maternitatea din Drobeta, Turnul Severin. A fost preluată de medicul curant, s-a decis urmărirea în continuare până va urma să nască pe cale naturală. Nu trebuia intervenit? Nu. Fata se simte foarte rău, are dureri, vă dați seama, să stai atâtea ore, atâtea timp cu un copil mort. Mulțumim. Intră în putrefacție. Rudele susțin că medicul trebuia să intervină pentru ca tânăra să nu mai poarte fătul mort zile întregi, mai ales că gravida avea dureri. Trebuia să o ocupe de ea, să fi venit de acasă, să-i fi dat un prim ajutor, trebuia să, dacă vrea să nască normal, să-i forțeze, să-i facă perfuzii ceva, nu să o lase încă 2-3 zile, că în 2-3 zile se pot întâmpla atâtea. Credeți că așteaptă bani? Da. Păi altceva ce? Răspundeți acuzațiile cu privire la partea financiară? Nu se pune problema, dar vă dați seama asta. De ce nu mi aduceți pe cei care au spus așa ceva ca să ne confruntăm? Mie așa îmi place. În replică, medicul susține că a urmat procedurile normale, adică în cazul unui făt mort se așteaptă 10-15 zile până se declanșează travaliul spontan. În plus, spune că femeia nu s-a prezentat la control decât de 2 ori pe tot parcursul sarcinii. A făcut un control în august și unul la începutul noiembrie. Deci, practic, se îndrepta spre 9 luni și avea 2 controle făcute. Iar moartea fătului se putea datora oricui. Putea să apară un nod de cordon, ea a făcut o deplasare la calafat, putea să se învârte fătul că era 7 luni și ceva. În cele din urmă, tânăra a părăsit maternitatea din Drobeta, Turnul Severin, fără să-i anunțe pe medici și a mers cu mașina personală la o clinică din Craiova pentru ca medicii de acolo să-i scoată fătul mort.